Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne bucurăm că în fiecare ocazie sunteți împreună cu noi și vă invităm să parcurgem un nou subiect în ocazia de astăzi. În concepția greacă antică, soarta sau destinul omului este în mâna zeilor sau astrelor. Mai târziu, în viziunea anumitor profeți seculari ori religioși, soarta a fost atribuită diferitelor cauze. De pildă, soarta a fost atribuită divinității de către Calvin sau determinismului material de către Spinoza sau forțelor economice de către Marx sau experiențelor chiar din copilărie de către Freud sau moștenirii genetice în neodarvinism. În fine, sunt acțiunile noastre mai mult decât efectele anumitor cauze asupra cărora nu avem niciun control. În căutarea răspunsurilor vom analiza semnificația profeției biblice și vom dezbate tema de astăzi împreună cu pastorii Sorin Petrov și Bogdan Dumitru. Bine ați revenit! Bine, Profeția biblică este extraordinară, însă trebuie să vedem niciun punct de vedere este extraordinară și în ce fel ne ajută. Așadar, ce este profeția biblică și cam care este rolul acesteia în procesul creșterii spirituale? da, profeția biblică, cred că încă de la început trebuie să subliniem aspectul acesta că se bazează pe două caracteristici esențiale lui Dumnezeu și anume atotștiința sa, puterea lui Dumnezeu de a cunoaște toate lucrurile, implicit viitorul, și totodată atotputernicia lui Dumnezeu, ceea ce implică faptul că Dumnezeu are sub control tot ceea ce există în lumea aceasta. Așadar, profeția implică aceste două aspecte, aceste două caracteristici ale lui Dumnezeu, și anume, Dumnezeu știe dinainte ceea ce urmează să se întâmple și totodată controlează istoria și desfășurarea ei. Acum, rolul profeției, ca oameni ne-am dorit foarte mult să cunoaștem viitorul, să știm ce se întâmplă mâine, să știm chiar ce se va întâmpla peste o oră, atunci când trebuie să luăm decizii importante sau în alte aspecte ale vieții noastre. Însă, profeția biblică spune că ne este oferită de Dumnezeu nu cu scopul de a cunoaște noi dinainte viitorul. Nu pentru asta ne-a fost oferită profeția. Sunt multe profeții în Biblie și deseori cădem în capcana aceasta, dorim să cunoaștem noi dinainte ceea ce urmează să se întâmple. Ei bine, nu pentru asta ne-a dat Dumnezeu profeția, ci profeția ne este dată, după cum spune Domnul Iisus Hristos, ca niște borne kilometrice în cursul acesta, în desfășurarea aceasta a istoriei, sub cuvintele Domnului Iisus Hristos, care spune: când veți vedea aceste lucruri că se vor întâmpla, să credeți. Cu alte cuvinte, profeția ne este oferită cu scopul de a, cum să zic, de a edifica credința noastră și a ne asigura că Cuvântul lui Dumnezeu este vrednic de crezare. Există un text în Vechiul Testament prin care Moise, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune că dacă lucrurile profetizate nu se vor împlini, înseamnă că nu sunt de la Dumnezeu și nu trebuie crezute. Ei bine, Dumnezeu vine în întâmpinarea credinciosului și îi întărește credința prin profețiile pe care credinciosul le vede împlinindu-se înaintea ochilor săi. Așadar, profeția este, are un, și mijloc, și calitatea aceasta de a autentifica mesajul lui Dumnezeu. Da, cred că în mare cam aceasta este profeția, care implică, așa cum am spus la început, acestea două aspecte, calitatea de atotștiutor al lui Dumnezeu și calitatea sa de atotputernic, faptul că chiar dacă omul este liber în acțiunile sale și are liberul arbitru, Dumnezeu încă guvernează lumea noastră și nimic nu se poate întâmpla fără ca el să fie în control. Aș dori să accentuez o altă dimensiune a profeției, dacă pot să spun așa, deși aș numi eu mai degrabă, aș numi de fapt fenomenul profetic. Pentru că dacă studiem cu atenție
profeții Vechiului Testament, pentru că în mod special la ei ne referim, și Noul, bineînțeles, dar mai puțin este vizibil acolo. În Vechiul Testament există un adevărat fenomen, fenomenul profetic, profetismul biblic îl numesc, care e un fenomen unic. Vreau să fim atenți la asta, este un fenomen unic, nu este o variantă evreiască a oracolelor greco-romane sau a misticismului extatic sau ezoteric oriental. Nu, repet, fenomenul profetic, sau nu, profetismul biblic este un fenomen unic. De ce? Gândiți-vă de fapt cum se întâmplă, cum s-a manifestat. Dumnezeu cheamă un om. Cheamă un om ca să-i transmită un mesaj. Dar importanța importanța profeției nu rezidă doar în acel mesaj trimis de Dumnezeu profetului, ci și în rolul, sau poate mai ales în rolul profetului ca martor. Deci aici mi se pare mie extraordinar. Profetul este un martor al lui Dumnezeu. Cineva care este făcut, nu este capabil, ci este făcut capabil să-l facă pe Dumnezeu, să zic, audibil. Adică să dezvăluie voia divină. Și chiar la propriu și la figurat putem să întâlnim acest limbaj în Vechiul Testament. Profetul aude vocea divină și în momentul când începe să mărturisească despre ce a văzut și ce a auzit, deja putem să intrăm în această lume văzută din perspectiva lui Dumnezeu. Adică mesajul profetului prezintă lumea din perspectiva lui Dumnezeu. Ce lume este aia? E o lume puțin diferită și când spun lume, nu mă refer la împărăția care va să vie. Nu, mă refer la lumea așa cum ar trebui să fie după voia lui Dumnezeu. Adică, de fapt, împlinirea cumva a acelei rugăciunii lui Iisus, sau prima părți a rugăciunii lui Iisus, să se facă voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Adică profetul e cel care vrea să este chemat să transmită acea voie a lui Dumnezeu din ceruri care să poată fi implementat și pe pământ. Da? E, în acest context am putea spune că profetul nu este un simplu mesager, nu? Nici oracul, cum spuneam mai devreme, văzător, extatic, nu. El este martorul, dar nu, martorul doar, nu doar la, să zic așa, simpla, dacă se poate spune, simpla prezența lui Dumnezeu, e mai mult de atât. Este martorul trăirii lui Dumnezeu, patosului divin, dacă putem spune, sau a manifestării divine față de lumea aceasta, preocupării adânci ale Dumnezeu pentru umanitate. Și aici cred că am putea să definim profeția mai mult decât o cunoaștere în avans a unor evenimente viitoare. Este, e adevărat, dar din punct de vedere strict tehnic, așa cum apare în Biblie acest fenomen profetic, profeția înseamnă mai mult de atât. Adică n-ar fi doar o, să zic, simplă aplicare a standardelor veșnice ale lui Dumnezeu într-o situație particulară. Cu alte cuvinte, domnule, uite, asta este ce trebuie făcut și trebuie aplicat obligatoriu în vremea aceasta, nu, mesajul profetic, nu? Nu, e mai degrabă interpretarea unui moment particular în istorie. Deci, când profetul declară sau prezintă, proclamă mesajul, el face, de fapt, nu face altceva decât să interpreteze cu ajutorul lui Dumnezeu sau dacă sub autoritatea lui Dumnezeu un mesaj, un moment particular în istorie. Dacă citim, de fapt, mesajele profeților ca interpretări ale unor momente particulare, concrete în istorie, cred că ne dă o altă dimensiune a ce înseamnă profeție. De aici îmi place definiția, dacă putem, da, e definiție până la urmă, e foarte scurtă și succintă definiția lui Abraham Heschel, un cunoscut cercetător evreu. El spunea că profeția de fapt este exegeza existenței noastre din perspectiva divină. Foarte frumoasă definiția. Exegeza existenței noastre din perspectiva divină. Adică, vine când ești întâmpinat de mesajul profetic,
de fapt, începe o exegeză a vieții tale particulare, dar vieții colective, poporului, grupului, tribului căruia îi se adresează acel profet. Ce înseamnă asta? Dacă este o exegeză, este și un fel de critică, pentru că profetul este cel care spune nu societății în care trăiește. Și ați văzut de toți profeții, aproape toți profeții, sunt destul de pesimiști vis-a-vis de mersul societății contemporane lor, critică societatea, obiceiurile, mentalitățile, neascultarea, idolatria, nu, sincretismul, abuzurile, nu? Deci el spune nu societății, deși în inima lui ar vrea să nu fie așa, pentru că este contravine de fapt dorinței naturale de a transmite un mesaj pozitiv, nu? Dar el trebuie să spună ce îi spune lui Dumnezeu și acest lucru de fapt este e un fel de check and balance, nu? Dacă ne referim la sistemul american, check and balance, adică trebuie să fie ceva care să corecteze direcția, să nu fie cum să spun, de la sine înțeles că orice guvernare sau orice decret sau orice legislație este automat bună doar pentru că se bazează pe intenția unor, să zic așa, oameni de bine, nu? Nu, de aceea trebuie să existe acest fenomen profetic și trebuie să continue. Că este profetism biblic sau e profetism secular, așa cum ai spus Agnos în introducere, asta e foarte posibil și sunt convins că Dumnezeu lucrează prin toți profeții care i-are la dispoziție, da? Din punctul meu de vedere, de exemplu, și nu numai al meu, sau alții care au studiat Marx, fără să fiu de acord deloc cu soluția propusă, ci doar cu critica lui, Marx a fost un profet secular. Nu doar că era evreu, nu la asta mă refer, ci profet secular în sensul că a criticat societatea victoriană, abuzivă din vremea sa. Da? Bun, n-a avut soluție și știm foarte bine că noi am încercat să trăim într-o astfel de societate cu baza unei soluții marxiste și n-a funcționat, asta e adevărat, pentru că nu venea de la Dumnezeu totuși soluția, dar critica aceasta a fost foarte importantă și rămâne până în prezent, la fel cu orice alt profet secular sau religios, pentru că nu mai trebuie să spune biblic, după ce s-a încheiat canonul biblic, nu mai este profet biblic, așa că până în ziua de astăzi și cred că e nevoie să auzim glasurile acestor profeți care trebuie să fie de Dumnezeu inspirați și trebuie să ne pună pe gânduri, să ne reevaluăm viața, mentalitățile, obiceiurile, structurile mentale, planurile și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult și mă bucur că s-a făcut și diferențierea între profeție și oracol sau, hai să spunem, poate chiar horoscop, da? Că ascultătorii să înțeleagă că avem de a face cu două lucruri diferite, cu scopuri diferite în același timp. Ok. Studiul ne conduce spre o carte profetică cu care noi ca biserică suntem foarte familiarizați, probabil nu suntem singuri, mai sunt și alte biserici care studiază cărțile profetice, și anume cartea profetică Daniel a Vechiului Testament. Studiul ne spune că nu numai că observăm acolo un scenariu scris, dar avem de a face cu anumite perioade de timp care urmează una după cealaltă, perioade numite istorice. Și e ca și cum, dacă am luat un exemplu practic, trenul este deja pe șine urmându-și drumul și nimic nu-l poate deraia sau distrage. Acum întrebarea mea este, sunt scenariile și perioadele de timp ale profeției biblice o expresie a tot științei lui Dumnezeu sau declarația planului Dumnezeu? Ar fi prima întrebare și a doua întrebare, poate cineva fi individ, națiune sau biserică ca să facă ceva diferit față de ceea ce a fost prezis? Da, cred că aici discuția trebuie să se bazeze pe o înțelegere corectă a tot științei lui Dumnezeu și a liberului arbitru uman. Pentru că în ultimul timp se accentuează ideea aceasta, faptul că Domnul Dumnezeu, odată ce cunoaște viitorul, asta înseamnă că viitorul acela nu mai poate să fie schimbat și noi oamenii
nu mai putem să alegem altfel decât ceea ce a văzut Dumnezeu în viitorul nostru. Și prin urmare de aici decurge ideea predestinării. Mulți teologi pentru a rezolva această problemă au ajuns la concluzia că Dumnezeu de fapt nu cunoaște viitorul, ci doar îl intuiește pe baza cunoștinței ființei noastre sau la nivel macro a societăților. Însă, pe baza Sfintei Scripturii, observăm cum Dumnezeu se declară a fi atotștiutor. Și totodată, El afirmă și libertatea omului de a alege. Pentru a explica un pic acest aspect, cum de Dumnezeu cunoaște viitorul și noi totuși suntem liberi în a alege și a lua decizii, aș vrea să folosesc un exemplu. Imaginați-vă viața fiind asemenea unui film. Filmele de obicei au regizori care scriu un scenariu și actorii nu au voie să se depărteze de ceea ce a fost scris. Însă imaginați-vă un alt fel de film, un film în care scenariul nu este scris, ci noi înșine suntem cei care ne scriem propriul nostru scenar prin deciziile și acțiunile pe care le avem și le facem în fiecare zi. E bine, observând filmul acesta în fața televizorului, am avea posibilitatea să dăm înainte filmul, să vedem finalul dinainte și după aceea să ne întoarcem la momentul prezent. Aceasta nu implică faptul că eu, văzând dinainte ceea ce urmează să se întâmple într-un film, am influențat deciziile celor care joacă sau interpretează rolul respectiv, ci pur și simplu am luat cunoștință de ceea ce va decide persoana sau actorul acela sau ceea ce va face. Da? La fel este și cu Dumnezeu. Odată ce Dumnezeu ne cunoaște viața, asta nu înseamnă că El influențează deciziile pe care noi le luăm, ci pur și simplu doar le cunoaște. Dacă am putea să decidem altfel, da, am putea să decidem altfel, însă nu vom decide altfel pentru că aceștia suntem noi, acesta este felul nostru de a gândi și așa vom reacționa. E bine, acum aș vrea să fac un pic o diferență între a tot știința lui Dumnezeu și predictibilitatea umană sau felul în care omul cunoaște viitorul sau, de ce nu, ființele supranaturale cum este diavolul, de exemplu. Da? Dumnezeu cunoaște viitorul fără greșeală, El cunoaște totul, este atotștiutor. Nu cunoaște viitorul pe baza intuiției. Însă, noi oamenii, știința aceasta a sociologiei, foarte mulți sociologi pot să creeze un portret psihologic al unui om și, cunoscând preferințele sale, cunoscând background-ul său, pot să intuiască cam ce ar alege persoana respectivă în viitor. Ei bine, aceasta nu este metoda de cunoaștere a viitorului pe care o întâlnim la Dumnezeu. Dumnezeu pur și simplu cunoaște viitorul. Noi oamenii, ființele îngerești, cum este diavolul, de exemplu, poate să intuiască viitorul pe baza trăsăturilor noastre de caracter, a psihologiei noastre și a preferințelor pe care noi le avem. Însă, cred că această cunoaștere a lui Dumnezeu nu blochează liberul nostru arbitru. De partea cealaltă, este o altă discuție despre atotputernicia lui Dumnezeu și intervenția sa în istorie. Observăm deseori în Sfânta Scriptură cum Dumnezeu intervine în istorie pentru a-și îndeplini planurile sale. Și El vorbește faptul că istoria aceasta, în mod inevitabil, va conduce la un eveniment final, un punct culminant, care va fi reprezentat de cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Asta este independent de deciziile noastre. Da? Deci vedem două niveluri. Nivelul nostru uman, în care noi oamenii suntem liberi să alegem, și nivelul acesta în care Dumnezeu conduce istoria și pe baza căruia deseori ne prezintă profețiile biblice, cum sunt profețiile din Daniel, din Apocalipsa, în care Dumnezeu prezintă viitorul din punctul său de vedere al
Dumnezeului atotputernic care intervine în istorie pentru îndeplinirea planului său și în vederea celei de-a doua veniri. Însă, totodată și aici, și acesta este ultimul punct la care aș dori să fac referire, trebuie să vorbim un pic și despre profețiile condiționate. Deseori întâlnim în Scriptură anumite profeții pe care profetul Domnului inspirat le face, dar nu se împlinesc. Ei bine, o parte din profețiile scripturistice sunt profeții condiționate, care depind de ascultarea oamenilor. În funcție de felul în care oamenii răspund, respectiva profeție se împlinește sau nu. Deci sunt aceste trei aspecte de care trebuie să ținem cont. Dumnezeu ca atotputernic, care intervine în istorie și lucrurile acelea sunt hotărâte de el, la nivel macro. Vorbim despre nivelul acesta micro, în care omul este liber să aleagă, și nu în ultimul rând de profețiile condiționate. Bun, dacă vorbim de scenarii și perioade de timp ale profeției, absolut așa cum au fost prezentate în contextul atotștiinței lui Dumnezeu, atunci e prea puțin ce putem să facem noi ca oameni, pentru că aproape că dacă sunt determinate deja, afară de faptul că ar fi condiționate, cum deja Bogdan a menționat, în rest, rolul omului este aproape inutil. Deși Biblia prezintă o realitate mult mai complexă și dialectică, în sensul că interacțiunea dintre voia lui Dumnezeu și răspunsul uman nu întotdeauna este atât de clar așa cum interpretăm noi, de exemplu, Scriptura sau anumite episoade. De aceea și găsim momente și cartea prorocului Iona e foarte interesantă în acest context al unei prorocii care nu se împlinește, pentru că intră în categoria răspunsului uman la voința divină. Bun, dar haideți să discutăm acum puțin strict de scenarii, pentru că aceste scenarii nu sunt, aș putea spune, explicit biblice. Adică nu avem așa, bine, scenariu în ce sens? Da, vine Domnul Hristos, da, asta da. Asta nu e scenariu, asta este eveniment. Nu? E un eveniment deja anticipat, prezis, predicat și îl așteptăm. Dar nu e scenariu. Noi facem scenarii care să corespundă cu aceste prorocii din Biblie, nu? Și atunci spunem că cam așa se vor întâmpla în forma aceasta și pe baza unor texte și unor combinații de idei fabricăm niște scenarii. Însă Biblia, mă rog, și Domnul Hristos în mod special, ne-a cam descurajat, dacă e să fim sinceri. A zis, nu e treaba voastră să știți vremurile și soroacele, una la mână. În al doilea rând, chiar după acel discurs escatologic din Matei 24, cu paralela în Luca 17 și Marcu 13, nu? Iisus era foarte clar și nu cred că a rămas loc de dubiu acolo. Nu știți când va veni sau va veni când nu vă așteptați și va veni ca un hoț și așa mai departe. Accentul punându-se foarte mult pe veghere, pe rugăciune și pe o anumită formă de mobilizare. Pentru că dacă ne uităm atent în parabolele escatologice din Matei 25, în toate trei se pune accentul pe o anumită formă de mobilizare. Nu intrăm acum în amănunte, pentru că nu ăsta e subiectul, dar am vrut să subliniez în primul rând ideea că scenariul nu este explicit biblic, ci mai degrabă este o construcție a unui grup religios care citește textul sacru, mai ales cel vis-a-vis de viitor și de sfârșit, și îl interpretează conform unei înțelegeri particulare. Da? Dar haideți să mergem pe această idee până la urmă. Chiar și în cele mai fanteziste scenarii pe care biserica noastră le-a tot croit de-a lungul timpului, nimeni nu a putut prevede această criză. Da? Vorbim de profeție, de anticipare a evenimentelor, de hotarele sau de bordele kilometrice. Probabil că ne-am dat seama că
sau noi am crezut că sunt anumite borne kilometrice și pe acelea le-am tot uitat în istorie și în jurul nostru și nu le-am mai văzut atât de vizibile ca altă dată, nu? Mai ales că dacă au fost lansate în contextul nostru adventist în secolul XIX, noi tot ne-am uitat la ele de-a lungul celor 175 de ani și le-am văzut, încă mai sunt și acum, dar nu știu cât de puternice, cât de vizibile mai sunt. Ia, gândiți-vă la câteva aspecte. În calendarul nostru profetic, dacă hai să luăm așa, nu cred că a existat loc pentru, și dau câteva exemple, prezența globalizatoare a Chinei. Da? Nu intru în amănunte pentru că nu avem timp. Doar le enumăr. Ascensiunea rețelelor sociale. Un fel de, aș numi eu, standardizarea discursului public. Fiți atenți că nu mai poți să spui orice, și nu mă refer din punct de vedere religios, din toate punctele de vedere, discursul tinde să devină standard. Și dacă nu corespund standardului, deja ești ostracizat. Algoritmizarea, aș numi eu, vieții de zi cu zi. Nu? Pentru că spre asta ne îndreptăm și cu toate tehnologia și inteligența artificială, spre asta ne îndreptăm. Distanțarea socială, deja o simțim pe propria noastră piele. Eu observ o deteriorare a influenței Americii. Sigur că unii nu ar fi de acord cu mine, dar să se uite în presa de toate zilele, să citească articole care nu sunt obligatorii de specialitate, să vadă reacțiile în prezent și să tragă concluziile. Eu văd o deteriorare a influenței Americii. Nu mai este America cea după 1989, când era singura superputere. Acum deja mai vin și altele. Altceva, și pe unii sigur că îi vă scandaliza, dar asta este. Diminuarea aurei papalității. Nici papalitatea nu mai e ce a fost. Și vă dau un exemplu. Dacă Papa Francisc ar spune președintului Americii, știi ceva, Mr. Trump, lasă-o mai ușor că nu e chiar așa și ai grijă cum vorbești despre cu tare sau cu tare, nu l-ar băga nimeni în seamă. Dar dacă Twitter-ul i-ar suspenda contul președintului Trump pentru ce spune el, că multe trăzne îi spune, ăsta este adevărul, altfel, alta este reacția. Deci, la ora aceasta, un executiv de la o companie ca Twitter are mai multă autoritate ca un papă. Știu că pe unii îi va scandaliza treaba asta, dar ăsta este, bă, uitați-vă cu atenție la ce se întâmplă în jurul nostru. Și imaginea aceea care eu nu pot să uit, a unui papă care slujește singur în piața aceea din Roma, pentru că lumea nu poate să participe din cauza pandemiei și este singur, parcă este părăsit și de zei și de tot și asertează unui public care nu este și unui Dumnezeu care nu aude. Foarte deprimantă imagine, să știți. Pentru mine a fost foarte deprimantă. Mă gândesc la el și la ei și în general. Da? Apoi uitați-vă proliferarea protestelor sociale. Nu? Sunt din ce în ce mai prezente și din ce în ce mai puternice aceste proteste. Schimbările climaterice, nu mai le spun. Dominația multinațională, pentru că, de fapt, corporațiile conduc la orice asta. Sunt structuri supraguvernamentale, da? Și deja sunt mai puternice ca guvernele în multe privințe. Și acum, pe deasupra, cum știm foarte bine, o pandemie de plină, nu? Acum îmi pun întrebarea la modul cel mai sincer, ca, nu numai ca pastor, ca individ, ca credincios, ca adventist care așteaptă. Care este locul nostru în această realitate pe care eu o simt ciudată, rece, necunoscută și încă nu e distopică. Da? Încă nu suntem într-o distopie, dar nici nu suntem departe. Și atunci, noi, în această calitate de atenție de ziua șaptea, nu? Care ne-am făcut mereu publicitate că suntem adevărații sau singurii gardieni ai profeției biblice și ai evenimentelor finale. Și am crezut mereu că știm ce urmează să se întâmple și suntem imediat gata să proclamăm. Dar uitați-vă, dacă noi am reușit în ultimii 100 și ceva de ani să anticipăm cu adevărat ceva din ce a urmat să fie, nu? Și dacă reușim acum să anticipăm ceva, atunci întrebarea este ce ar trebui să predicăm și să facem în momente ca acestea.
și care trebuie să fie acum mesajul nostru distinctiv, ca profeți, pentru că, nu, așa ne numim într-un fel sau altul, suntem noi a treia descoperire a lui Ioan Botezătorul, cei care pregătim calea revenirii lui Hristos, după cum Ioan a pregătit calea primei veniri. Deci suntem profeți, nu? Așa ne-am prezentat. Avem un spirit profetic în mijlocul nostru. Trebuie să se audă un glas profetic. Unde este acest glas profetic și ce trebuie să spunem în vremuri ca acestea? E o întrebare care mi-o pun la modul cel mai sincer. Nu știu dacă am răspunsul, dar îl caut răspunsul și îl căutăm cu toții, după cum vedem, dar trebuie să ne preocupe în mod sincer această provocare. Care este mesajul nostru distinctiv pentru astăzi, nu pentru acum 10, 20 sau 40 de ani? Da, mulțumesc. E clar că anumite denominațiuni și probabil că și Biserica Adventistă sunt deterministe în escatologie și antideterministe în antropologie, legându-se de ce a spus fiecare dintre voi. În ceea ce privește soteriologia, se situează între cele două. În fine, de-a lungul timpului, teologia în ceea ce privește profeția, s-a mutat gradual spre indeterminism, adică, așa cum a anticipat Sorin, despre rolul bisericii în profeție. Așa se face că cea de-a doua venire a lui Hristos s-a amânat sau este condiționată de diverse acțiuni umane. Și avem pasajul acela pe care îl cunoaștem foarte bine din 2 Petru 3:12, care pare că sprijină o astfel de concepție, pentru că spune așteptând și grăbind ziua Domnului. Ca atare, Domnul, spun unii, și întârzie venirea din milă. Așa cum spune și Petru, că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, pentru că are îndelungă răbdare ca niciunul să nu piară și tot să vină la pocăință. Având în vedere aceste lucruri, este dezvoltarea unei evlavii autentice o condiție pentru împlinirea profeției finale sau există o profeție finală? Dar ce putem spune despre îndeplinirea sarcinii misionare din Matei 24:14, nu? Pentru că întâlnim alte expresii foarte des folosite printre credincioși, să terminăm lucrarea ca Domnul să poată veni. Cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri? Cum le putem împăca? Da, evenimentul celei de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos nu este dependent nici de îngeri, nici de oameni, ci conform Bibliei, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos însuși a declarat în Matei 24 că nimeni nu știe ziua aceea, numai Tatăl. Observăm cum anumite perioade ale istoriei, de exemplu venirea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu are un timp al său pe care nu omul influențează, ci Dumnezeu îl fixează. Da? Pentru că Dumnezeu nu este la mâna oamenilor, ci oamenii sunt cei care depind de Dumnezeu. Vedem atunci când a venit Domnul Iisus Hristos prima dată, spune s-a împlinit vremea, atunci când Maria îi cere Domnului Iisus Hristos să facă o minune, Domnul Iisus Hristos spune încă nu mi-a sosit ceasul. Despre cea de-a doua venire, Domnul însuși spune că Tatăl știe ceasul acela. Deci se pare că Dumnezeu are un timp al său care uneori, cum să zic, intervine în timpul nostru și își împlinește voile sale. Acum, pentru că s-a făcut referire la două versete biblice, cu privire la textul din Matei 3:12, în care se spune că noi am putea, s-ar putea interpreta în felul acesta, că noi ca oameni am putea să grăbim revenirea Domnului Iisus Hristos, teologii și exegeții au interpretat în două moduri speciale acest text. Este adevărat că una dintre interpretări este aceea că noi oamenii am putea să influențăm în vreun fel revenirea lui Dumnezeu și în funcție de cum ne îndeplinim datoria Dumnezeu, revenirea Domnului Hristos este mai devreme sau dacă nu ne îndeplinim datoria va fi mai târziu, însă cuvântul acela, a grăbi, speudontas în limba greacă,
poate fi tradus în două feluri. Unu, a grăbi și doi, a arde de nerăbdare. Vă spuneam că sunt două interpretări. Una este aceea că se consideră că noi determinăm revenirea Domnului Iisus Hristos, însă putem să înțelegem și în textul acela că Domnul ne spune să așteptăm și să ardem de nerăbdare, adică să ne grăbim în a-L aștepta pe El. Adică asta nu influențează decizia divină, ci mai degrabă ne determină felul în care noi îl așteptăm pe Dumnezeu. Iar cel de-al doilea text în care se spune că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru ca toți să vină la pocăință, iarăși se lasă impresia că Dumnezeu așteaptă ca noi să ne pocăim și după aceea își fixează revenirea Lui în funcție de cât de repede ne pocăim noi sau nu. Adevărul este că Dumnezeu vorbește despre timpul revenirii sale ca va fi într-un moment în care foarte mulți oameni, spune, nu vor fi mântuiți. Unii vor fugi la munți și la stânci. Adică Dumnezeu nu stă să aștepte după oameni, ci El are timpul Său. Textul acesta, ca să revin la el din Petru, în care, așa cum am spus, Dumnezeu spune că nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, ci are o îndelungă răbdare, accentul este pus acolo pe neîntârzierea revenirii sale. Argumentul este folosit pentru oamenii care spun, Dumnezeu întârzie, Dumnezeu uită să mai vină, Dumnezeu nu mai vine, da? Și textul este folosit ca să demonstreze că Dumnezeu are timpul Lui care nu depinde de oameni, da? Însă, felul în care înțeleg eu lucrul ăsta este că Dumnezeu în atot știința sa și în dragostea sa infinită a fixat revenirea sa din veșnicie, a fixat timpul revenirii sale din veșnicii, ținând cont de câteva elemente care, în funcție, cum să zic, Dumnezeu a fixat data revenirii sale, având în vedere în dragostea sa și atitudinea noastră ca oameni. Însă, felul noi, în care noi reacționăm astăzi sau nu reacționăm, nu cred că influențează data în care vine Dumnezeu. Acum, singurul aspect și semn a revenirii Domnului Iisus Hristos este lăsat în Matei, capitolul 24, cu versetul 14, în care se vorbește despre predicarea Evangheliei. Și tot o afirmație a Domnului Iisus Hristos spune că dacă El ar dori, spune, din pietre ar face niște slujitori, da? Adică Dumnezeu, da, momentul revenirii sale va fi făcut într-un moment în care oamenii vor fi conștienți de decizia pe care o fac, vor avea cunoștința cuvântului lui Dumnezeu pentru a decide între ceea ce cere Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu sau a nu asculta de Dumnezeu. Însă răspândirea Evangheliei poate să o facă Dumnezeu fără ajutorul nostru și fără ca să depindă de noi. Da, și eu sunt de acord aici cu Bogdan. Ideea aceasta, grăbind ziua Domnului, nu cred că are altă interpretare decât cea în tonul deja explicat, și anume arzând de nerăbdare sau indiferent ce sinonim preferăm, dar ideea este că dorești foarte mult ca să se întâmple lucrul acesta. Adică ești implicat emoțional, plenar, total, nu? Pentru acest eveniment, pentru săvârșirea acestui eveniment. Sunt suspicios, în general, pe cei care accentuează ideea aceasta că noi putem grăbi, noi putem determina, noi putem face. Acest accent pe ceea ce poate să facă omul întotdeauna a fost condamnat în Biblie. Să nu uităm că evreii aveau o zi cerută în sensul că dacă Israelul ar ține pentru o singură zi, Tora, dacă nu mă înșel, sau un sabat, în sfârșit, atunci ar veni Mesia. Aceeași idee, dacă noi am grăbit, dacă noi am face, dacă noi ne-am mobilizat, Iisus ar reveni mai curând. Și aud și prezentări care spun că dacă am fi fost credincioși în 1888 și am fi ascultat atunci mesajul, și atunci ar fi venit Hristos la scurt timp. Sunt speculații, sunt pure speculații, pentru că următorul text al lui Petru este că Domnul nu întârzie, până la urmă la el e destul de relativ chestiunea cu timpul,
dai la lor de lungă răbdare pentru ca prea cât mai mult să vină la pocăință, nu? Deci haideți să vedem pe Dumnezeu ca Dumnezeu și nu ca o zeitate care trebuie să fie impresionată de performanțele noastre spirituale și după aceea să spună, da, de-abia acum voi veni. Dumnezeu va veni exact când va dori să vină. Că suntem sau nu suntem gata, asta nu are niciun fel de relevanță în discuție. Va veni exact când și-a propus să vină. Nici mai devreme, nici mai târziu. Acum, e clar că ideea aceasta care e recurentă, să terminăm lucrarea ca Domnul să poată veni, bun, întreb și eu acum, ce înseamnă să terminăm lucrarea? Nu? Predicăm Evanghelia. Bun. Ce să predicăm astăzi? Că hai, ne întoarcem iar la timpul nostru. Care ar trebui să fie mesajul nostru? Profeția, nu? Că să profetizăm din nou, cum spune și în Apocalipsă. Ce să profetizăm acum, în zilele noastre? Și să știți că mă uit în spațiul acesta al rețelelor de socializare, pentru că aici e un spațiu ideal ca să-ți dai seama cam ce fel de curente circulă și mă refer la biserica noastră, general, la membrii noștri. În afară de legi duminicale și tratamente naturiste, 100 de zile de rugăciune, sănătate și temperanță, părăsirea marilor orașe, iertați-mă, altceva n-aud. Ăsta e mesajul nostru? Eu cred că noi de-a lungul timpului, de când existăm ca denominațiune, am cam ratat momente semnificative în istorie. Momente în care noi trebuia să fim în fruntea celor care predicau la data respectivă, la vremea aceea, sfârșitul. Și când spun sfârșitul, nu mă refer la sfârșitul timpului, la sfârșitul vremii, mă refer la sfârșitul unor situații, unor realități, unor paradigme și așa mai departe. De exemplu, tot Abraham Heschel le reproșa evreilor din comunitatea lui că nu au înțeles dinamismul mișcării drepturilor civile din anii 50-60, nu? De emancipare a cetățenilor americani de culoare. Și nu au integrat acea mișcare în tradiția profetică evreiască, pentru că este o tradiție a protestului și a lamentării. Uitați-vă la prorocii evrei. Ei tot timpul se lamentează și protestează, nu? Și asta, această cultură a protestului, sigur că era o cultură a protestului civilizat, nu vandalizarea spațiilor publice sau violența împotriva celorlalți care nu sunt de acord cu tine. Nu, mă refer la un protest civilizat, inteligent, care are o agendă precisă, nu ideologică, dar una care caută să îndrepte relele din societate. Ăsta este rolul profetului. Iar uitați-vă la noi din această perspectivă în istoria care s-a scurs. Unde am fost noi când s-a predicat sau se predica sfârșitul sclaviei? Unde am fost noi când se predica sfârșitul opresiunii muncitorilor din epoca victoriană? Lasă că a fost Marx care predica treaba asta, dar noi n-am zis nimic pe tema aceasta. Violența împotriva femeilor, a exploatării copiilor, nu? Discriminarea rasială și etnică, știm foarte bine, abuzurile guvernelor totalitare din toată lumea. Unde a fost biserica? Pentru că biserica, de obicei, dacă are membri într-o asemenea țară, încearcă să fie în cele mai bune relații cu acel guvern totalitar. Nu mai spun, predicarea sfârșitului, să zic, capitalismului sălbatic și a inechității sociale, nu? Distrugerea sistematică a mediului, nu? Iarăși nu prea spunem mare lucru. Bine, am putea cădea în extrema ideologilor care văd numai totul în culorile acestei schimbări climatice. Dar nu tuși, e un adevăr aici care trebuie să fie predicat cu responsabilitate și cu echilibru. Și atunci îmi pui întrebarea, oare nu ăsta era și este rolul profetului ca să-și ridice vocea împotriva relelor din societate, nu? Să direcționeze publicul, audiența, societatea în direcția cea bună. Nu? Chiar dacă știm bine că istoria nu e deloc amabilă cu prorocii care nu proces de bine. Și atunci, la întrebarea care ne-o tot pune, observați-o, că o găsim în felurite forme. Ăsta e cumva, nu cumva asta e sfârșitul sau este începutul sfârșitului cu pandemie, cu probleme, proteste, America, China și așa mai departe. Bun, avem un sfârșit.
zicem așa, avem un sfârșit, cum procedăm, care este răspunsul? Și ce vedem în jur? Ieremiadele, da? Fără îndoială. Și au și ele rolul lor. Și sunt destui care se îmbuzesc la mustrări, la sperieturi, la catastrofe, la așa mai departe, la toți de plac acest gen de mesaje. Apel la pocăință, nu? La reformă și redeșteptare, iarăși, sunt foarte la modă în zilele noastre. Unii mai fac și apel la plăgile din vechime, psalmul 91, că e foarte citat acest psalm în timpul crizei noastre. Nu mai spune teorii ale conspirațiilor și acuzele unora care zic că ne ascundem în spatele acestor întâlniri pe Skype sau Zoom și că nu avem curajul să ieșim, să nu purtăm măști și să ne întrunim și așa mai departe. Vedeți? Întrebarea este cu ce rămâi din toate aceste lucruri. Revin. Care este mesajul? Da? Dacă vrem să predicăm sfârșitul, să fim foarte credibili când predicăm un asemenea mesaj în vremea aceasta, pentru că oamenii înțeleg foarte destul de bine ce se întâmplă în jurul nostru și nu mai suntem în secolul nostru, ce când credeam noi, doar noi avem adevărul sau direcția sau parcursul, foaia de parcurs pentru a aștepta revenirea lui Hristos. Perfect. Deci ideea este una singură din ceea ce ați prezentat și unul și celălalt. Ideea adevărului prezent este una singură, o proclamare ancorată în realitate și nu doar în supoziții și în scenarii preconcepute. Mulțumesc foarte mult, timpul fuge deja, așa că să mă mut spre ultima întrebare. Studiul ne atrage atenția clară asupra importanței profeției biblice și autenticității împlinirii istorice și a principiilor de interpretare, care sunt mai complicate și nu am intrat astăzi în ele. Ok, dincolo de interpretarea istorică, ne întâlnim și cu interpretări teologice, precum judecata de cercetare, e unul dintre multele concepte mai greoaie. Pe scurt, ce înseamnă judecata de cercetare? Care este esența acestui concept greoi și la fel de neînțeles ca multe altele? Da, principiul interpretării acestei judecăți de cercetare are la bază o sărbătoare din Vechiul Testament, așa cum probabil mulți dintre ascultătorii noștri știu, ziua ispășirii, care se baza pe curățirea sanctuarului, lucru pe care noi îl credem conform mărturiei cărții Evrei, faptul că în ceruri există un sanctuar ceresc în care Domnul Iisus Hristos, ca mare preot, face curățirea păcatelor noastre și de, așa cum numim noi perioada aceasta, o numim tehnic judecata de cercetare. Cred că ideea esențială a acestui aspect nu sunt calculele, nu sunt alte lucruri, ci cred că mesajul principal este acela al faptului că trăim într-un moment al sfârșitului în care Domnul Iisus Hristos, odată cu lucrarea aceasta din sanctuarul ceresc, urmează să își încheie lucrarea sa de mijlocitor și următorul eveniment care trebuie să se întâmple este revenirea Domnului Iisus Hristos. Biserica Adventistă, chiar în numele său, Adventist, înseamnă așteptător și noi ne declarăm că suntem, așa cum s-a amintit Ilie sau Ioan Botezătorul, cei care pregătim revenirea Domnului Iisus Hristos. Și cred că în contextul acesta ar trebui să înțelegem mesajul nostru. Nu este să ne preocupăm de planuri oculte, nu este să vorbim despre pandemii și despre alte lucruri, ci mesajul esențial al nostru este acela al apropierii revenirii Domnului Iisus Hristos și datoria pe care o avem este să pregătim lumea în vederea întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. De când sunt adventist de ziua șaptea, mi-am dat seama de un anumit adevăr vis-a-vis de această învățătură a judecății de cercetare. În primul rând că este o învățătură foarte neînțeleasă și a fost tot timpul controversată datorită unor accente care s-au pus în dreptul ei. De aceea, de când s-a formulat și până în ziua de astăzi,
deși în ziua de astăzi trebuie să recunoaște că prea puțin o mai au în seamă această învățătură, ea rămâne acolo printre cele 28 de puncte de doctrină, dar în mod serios nimeni nu mai ia în seamă. De ce spun treaba asta? Păi eu vreau să spun să formulez în felul următor. Biserica predică judecata de cercetare, dar nu crede în judecata de cercetare. Deci nu crede. Deci eu sunt convins și spun acum poate un adevăr foarte dur, dar dacă biserica ar crede în judecata de cercetare, s-ar comporta ca în timpul așa numitei judecăți de cercetare. Când accentul cade pe smerenie, accentul cade pe o mărturisire, pe o revizuire a comportamentului, a atitudinilor, a relațiilor cu ceilalți și așa mai departe. Ori nu se vede asta la nivel nici colectiv, individual, nu pot să fac aceste aprecieri, fiecare și are relația cu Dumnezeu, dar la nivel colectiv nu se vede așa ceva. Deci e doar o învățătură printre altele, din păcate, pe care biserica o folosește uneori ca să sperie pe membrii. Și asta e adevărul. Foarte mulți oameni s-au speriat de judecarea de cercetare pentru că poate să vină deodată, brusc, fără să știi, e judecat, cântărit și găsit de obicei lipsă, că nimeni nu se crede neprihănit la capitolul acesta. Și modul în care a fost prezentată judecata ca fiind acel moment atât de solemn și de înfricoșător, încât nimeni nu poate să stea înaintea lui Dumnezeu, vă dați seama că a descurajat pe mulți și a creat psihoze în rândul mulților credincioși, mai ales în anii 60, anii 70, când judecarea de cercetare era un subiect foarte fierbinte și am citit materiale și mărturii ale unor membri care erau foarte speriați și până în ziua de azi au rămas speriați de această perspectivă. Judecata conform Bibliei este de fapt o acțiune salvatoare a lui Dumnezeu. Judecătorii în Biblie erau chemați să salveze poporul dintr-o dezastru sau dintr-o situație din care nu exista ieșire. Judecata, dacă e să o luăm așa, biblic vorbind, este acțiunea lui Dumnezeu, salvare a credinciosului care nu are nici resurse, nici capacități ca să salveze singur. Așa că este din start o demolare a ideii perfecționiste că trebuie să fim desăvârșiți ca să fim găsiți în ziua aceea fără vină. Asta este o iluzie. Hristos e cel care ne declară în primul rând desăvârșiți prin jertfa care a făcut-o la cruce. Nu? Și dacă intrăm așa cu atenție, fără să intrăm, să depășim timpul, în Cartea Evreilor, distincția aia între prima încăpere și a doua încăpere, cum vrem noi să o predicăm și să o explicăm, nu prea stă în picioare din punct de vedere exegetic. Deci Cartea Evreilor spune că Iisus a dus direct la Tatăl, la dreapta Tatălui, ceea ce în corespondența templului din vechime însemna Sfânta Sfintelor. Da? Dar noi am trebuit neapărat să facem distinția aceasta și să numerotăm etapele și, mă rog, acțiunile. Ideea fundamentală, în schimb, este asta. Dumnezeu, Iisus este lângă Dumnezeu, este împreună cu Dumnezeu și este Dumnezeu, care este în favoarea noastră și nu împotriva noastră. De aceea Daniel 7 este foarte bun ca exemplu, pentru că acolo spune că a judecat fiara și a salvat sfinții. Asta era ideea. Și asta este ideea până în ziua de astăzi. Dumnezeu va judeca fiara, oricare ar fi această fiară, și va salva sfinții. E, din această perspectivă, eu îmi doresc judecata de cercetare. Da? Pentru că nu este o judecată în care mă ia pe mine la bani mărunți ca să văd dacă sunt vrednic să intru în împărăție. După care, dacă ar face treaba aceasta, nimeni nu este vrednic să intre în împărăție. Este mai degrabă acțiunea divină de îndreptățire a credinciosului care se agață de Hristos și de condamnare a abuzatorului care este fiara, Babilonul și așa mai departe. Așa că noi trebuie să fim plin de speranță în anticiparea acestui eveniment și nu să îl obscurizăm cu fel de fel de temeri și alte asemenea idei care s-au tot adăugat și au făcut toxic un subiect care de fapt să fie o veste bună. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră și în concluzie le spunem celor care ne ascultă că profeția biblică
așa cum s-a amintit, este extraordinară pentru că e deschisă oricărui scenariu, pentru că avertizează și în final pentru că ne arată că ziua de mâine depinde întotdeauna de alegerile pe care le facem astăzi. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și vă așteptăm într-o ocazie viitoare. La revedere!